Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Bună ziua și bine ați revenit la o nouă ediție de vorbă cu experții aici la Europa FM. Știți foarte bine, aici este locul unde aducem în prim plan experiența specialiștilor pentru a răspunde la cele mai importante întrebări din viața noastră de zi cu zi. Astăzi e o ediție specială în care avem plăcerea să-l avem alături de noi pe domnul dr. Teodor Holhoș, medic-chirurg-oftalmolog în clinicile de oftalmologie dr. Holhoș. Vorbim despre un profesionist cu o vastă experiență în tratarea afecțiunilor oculare și vom aborda subiecte cu siguranță foarte, foarte interesante pentru cei care ne privesc în aceste momente. Vom discuta, de exemplu, despre implantul de cristalin trifocal, o soluție modernă pentru tratarea cataractei. Este una dintre cele mai frecvente afecțiuni după 50 de ani și despre cum acest tratament poate elimina dioptriile, așadar sunt doar informații foarte utile și foarte interesante pentru viața noastră de zi cu zi. Domnule doctor, în primul rând, Vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți alături de noi și de-abia aștept să aflu mai multe din experiența dumneavoastră. Bună ziua și mulțumesc de invitație. Tot timpul sunt entuziasmat să împărtășesc lucruri medicale cu dumneavoastră și cu ascultătorii dumneavoastră. Tehnologia, într-adevăr, evoluează foarte mult și noi ne bucurăm de avansul tehnologic și putem să punem în practica de zi cu zi să ajutăm pacienții. Domnule doctor, apropo de aceste evoluții din domeniul oftalmologiei, suntem curioși să aflăm ce soluții medicale noi au apărut în ultimii 15 ani pentru tratarea defectelor de vedere. Cum a evoluat tratamentul, cum au evoluat tratamentele și tehnologiile în această perioadă? Pentru a corecta vederea, dioptriile, ochelarii, sunt mai multe tipuri de abordări. Există abordarea doar la chirurgie refractivă laser, de obicei adresată pacienților până în 40 de ani. Aici au evoluat foarte mult tehnologiile. Acum avem cea mai avansată tehnologie în doar 7 secunde, operațiile Smile Pro. Acum, pentru după 40 de ani, la pacienți care au deja nevoie de ochelarii de aproape sau când apare deja la 50 de ani început de cataractă, vederea un pic în ceață, există soluție uh, cu cristalin trifocal, cum ați menționat. Aceste soluții sunt inovatoare pentru că nu mai necesită sutura, coaserea ochiului, incizia este extrem de mică, 2,2 mm, nu curge sânge și atunci operația este extraordinar de rapidă, 3 minute durează și pacientul scapă de ochelari pe viață. Să știți că sunt foarte multe persoane care întreabă care sunt avantajele operațiilor de colectare a dioptriilor față de soluția clasică a purtării ochelarilor. Ce le recomandați pacienților în acest sens? Să știți că aici noi nu uh, direcționăm pacienții să se opereze, să scape de ochelari. Este o operație care pacienții vin la noi că deja îi deranjează ideea de ochelari. Sunt multe sporturi care ne încurcă ochelarul. Uh, eu îi încurajez pe pacienții care doresc să scape uh, pentru că aceste operații au devenit extrem de sigure, cam ca și zborul cu avionul. Deși ni se pare. În fricoșător, când decolează turbulențe, posibil așa să apară probleme, atât de bine tehnologizat și laserele și aparaturile, și cristalinele, așa de avansate au ajuns, că este considerată o operație extrem de sigură. Dar decizia finală este a fiecărui om. Poate să rămână cu ochelarii, poate să apeleze la chirurgia refractivă cu laser sau cu cristalin, în funcție de preferințe. Noi explicăm fiecărui pacient ce opțiuni are. Decizia e la el. Spunea și dumneavoastră, având în vedere progresele semnificative din domeniul oftalmologiei, domnule doctor, cum a evoluat chirurgia ochiului în ultimii 15 ani, să spunem, și de ce sunt operațiile de astăzi considerate mult mai eficiente și mai sigure decât cele din trecut. Uh, pentru că tehnologia în primul rând a evoluat foarte mult. E acum avem aparat un laser performant uh, care uh, are marja de eroare de un micron. Adică el uh, nu poate greși 3-5 microni. Vorbim de uh, niște uh, precizii uluitoare care le au aceste aparaturi și rata de succes deja este 99,99% ,99%, uh, ceva fantastic. Vă dați seama... Uh, să facem acum o operație la noi în clinici, de exemplu, avem Smile Pro care scapă tinerii de ochelari în 7-8 secunde, laserul face marea parte din treabă. Chirurgul doar la final scoate niște bule de aer create de aparat și lenticulul, iar în câteva secunde și treaba aceasta și pacientul de a doua zi, fără durere, fără disconfort major de a doua zi, poate să-și utilizeze Ochii fără restricții. Singurele recomandări sunt de igienă, să nu ducem mâna murdară la ochi în prima săptămână, dar putem să ne desfășurăm activitatea de a doua zi. Acest lucru este fantastic pentru că numai. Dacă mai de mult făceau pacienții operații și stăteau o lună cu ochii lăcrimoși, trebuiau concedii medicale, trebuia să-și planifice, acum nu. De a doua zi pacienții, majoritatea văd 100% de a doua zi. Este fantastic de rapidă și sigură este această tehnologie să rămânem, să spun așa, pe subiect, privind spre viitor, care considerați dumneavoastră că vor fi soluțiile viitorului în ceea ce privește chirurgia oftalmologică? Adică ce inovații ne așteaptă și cum ar putea acestea să transforme tratamentele pentru pacienți? Eu sper să mergem tot în direcția actuală, unde tehnologia ne-a ajutat să oferim soluții tot mai bune pe pacienților mi-ar plăcea foarte mult să se dezvolte, dezvolte tehnologia în direcția screeningului prevenției, să ne ajute softurile de inteligență artificială, ele nu pot înlocui medicul bineînțeles, dar să prevină, să facă un screening la populația generală, ca să nu mai venim cu patologii, cu boli târziu la medic. De exemplu, retinopatie diabetică, sunt mulți pacienți care au probleme la retină și dacă ar veni la un control de rutină și screening cu ajutorul aparatelor să fie mult mai ușor, am putea depista foarte multe probleme în fază incipientă și să nu ajungem la treburi complicate. Noi ne întâlnim în practică și cu operații complicate de retină și atunci am vrea să evităm cazurile complicate cât de mult. Într-adevăr, viitorul este al robotului, al tehnologiei, îmbinat cu experiența medicului. Și noi sperăm să ne bucurăm de tehnologie, să ajutăm cât mai mulți pacienți. Domnule doctor, deja am aflat din partea dumneavoastră o mulțime de informații încurajatoare pentru noi. Ca o concluzie a discuției noastre, ați putea să ne spuneți care sunt principalele progrese din chirurgia oftalmologică și cum aceste inovații transformă până la urmă viața pacienților. Principalele inovații acum în chirurgia oftalmologică le reprezintă operațiile Laser Smile Pro, care se realizează în șapte secunde. Sunt cele mai rapide în lume, cele mai sigure, precise operații de chirurgie oftalmologică. Îmbinate cu operațiile de chirurgie de cristalin trifocal, care ne scapă de cataractă și ochelar la orice vârstă și spre viața aceste operații reprezintă progresul major al chirurgiei oftalmologice în ultimii ani. Vă mulțumesc foarte mult de vorbă cu experții. L am avut invitat pe domnul dr. Teodor Holhoș, medic, chirurg, oftalmolog în clinicile de oftalmologie. Dr. Holhoș, vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care le-ați împărtășit cu noi și vă doresc o zi bună și să ne reîntâlnim aici la Europa FM. Mulțumesc frumos de invitație! Cu multă plăcere! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!